Greva generală pe termen nelimitat este ultima măsură la care vor apela sindicaliștii atâta timp cât nu au ajuns la o înțelegere cu guvernul. Sindicaliștii susțin că în urma întâlnirii cu reprezentanții guvernului nu s-a rezolvat nicio problemă ridicată de ei, motiv pentru care protestele vor continua și în etapa a doua și dacă va fi nevoie vor demara și greva generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de scăderea veniturilor angajaților din sistemul bugetar odată cu intrarea în vigoare a legii unitare de salarizare, de trimiterea în concediu neplătit timp de 10 zile a salariaților din domeniul public în perioada octombrie-decembrie 2009 și de concedierea unui număr mare de salariați anunțată pentru anul 2010. Stare de alertă în parcul Chindia din județul Dâmbovița. A fost găsită o grenadă în stare de funcționare. Imediat la fața locului s-a deplasat echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița, care a ridicat muniția în vederea distrugerii ulterioare. Neatenția la volan costă vieți. Pe raza localității Moroieni, șoferul unui autocamion ce executa manevra de mers înapoi, într-o clipă de neatenție, i-a curmat viața unui alt bărbat ce îl dirija. S. Nicolae, în vârstă de 37 de ani din comuna Conțești, în timp ce conducea un autocamion, a executat manevra de mers înapoi într-o curbă la stânga pe sensul de mers Sinaia Moroieni, fiind dirijat de O. Valerian din comuna Conțești. La un moment dat, șoferul a observat în oglinda retrovizoare picioarele acestuia prinse sub roțile din spate. Din accident a rezultat decesul lui O. Valerian în vârstă de 63 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal și se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest accident. Valul de scumpiri ce se preconizează pentru anul 2010 cataloghează România ca țara fiind cu cea mai scumpă mâncare și cu salariile cele mai mici. Anul 2010 îi așteaptă pe români cu avalanșă de scumpire ale alimentelor, pe lângă șomaj și scăderi salariale. Actualii guvernanți au anunțat că taxa pe valoare adăugată se va mări de la 19% la 22%, această majorare însemnând o explozie a prețurilor. Astfel, în 2010, românii vor cheltui pe mâncare cu cel puțin 20% mai mult decât în prezent. Creșterea prețurilor la alimente va fi cu mult mai mare decât majorarea TVA-ului. Vom fi țara cu cea mai scumpă mâncare din Europa și salariile cele mai mici. Trafic de stupefiante chiar în cel mai mare centru de dezintoxicare din România. Ca urmare a acestei situații, de la 1 noiembrie, unitatea medicală va fi închisă. De la 1 noiembrie, Laboratorul de Sănătate Mentală din sectorul 4 București, cel mai mare centru de tratament cu substituție cu metadonă din țară, nu va mai funcționa. Decizia a fost luată după ce poliția a demarat o anchetă și au aflat că mai mulți pacienți făceau trafic cu metadonă și heroină. Bolnavii se tem că nu vor mai primi metadona, medicamentul care îi ține departe de droguri, dar Ministerul Sănătății îi asigură că vor fi redistribuiți la alte spitale. Data redeschiderii centrului rămâne încă un mister. Ministerul Sănătății susține că peste 6 luni centrul își va redeschide ușile. Administrația are însă câteva condiții. Una dintre ele este înlocuirea metadonei pastile cu cea sub formă de sirop, pentru ca medicamentul să nu mai fie scos din centru. Metadona lichidă însă nu se găsește în România, iar Ministerul Sănătății nu are un program de achiziție a medicamentului. În București există doar 5 centre de tratament cu metadonă, dar și acestea funcționează la jumătate din capacitate, ca urmare a lipsei de personal, dar și a numărului tot mai mare de dependenți. Statisticile arată că în România sunt 250.000 de persoane care au luat cel puțin o dată droguri. În curând, rețea de apă în toate satele arondate orașului Răcar. Valoarea investiției se ridică la 2 milioane de euro. În al doilea contract care va fi semnat va fi lucrarea de alimentare cu apă în cartierele Ghimpați, Colacu, Săbiești, Bălănești, Stănești. De asemenea, o lucrare cu foarte mare valoare, aproximativ 2 milioane de euro, ca și cea de asfaltare. De asemenea, maxim 30 de zile constructorul, de fapt, în 30 de zile trebuie să înceapă lucrarea, că e la fel licitată la pachet proiectare plus execuție. Termenul de execuție va fi de 6 luni, dacă condițiile peste iarnă ne vor permite ca aceste lucrări să continue. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. În comuna Cornoțelu, județul Dâmbovița, a avut loc referendumul pentru dizolvarea Consiliului Local. Sindicaliștii hotărâți să-și continue programul protestelor. În parcul Chindia din municipiul Târgoviște a fost declanșată stare de alertă din cauza unei grenade. O clipă de neatenție a costat viața unui om. România este țara cu cele mai mici salarii și alimente destul de scumpe. În cel mai mare centru de dezintoxicare din România se practica traficul de stupefiante. Rețeaua de apă a orașului Răcar din județul Dâmbovița se extinde.
Acestea au fost știrile Partener TV și nu uitați, suntem alături de dumneavoastră. Vă dorim în continuare o zi plăcută. La revedere!